Так, будет скоро. Mai pis? Nu, numai când ai fost în apă. Ceau, Perița. Salut. Astăzi o să fac articolul pentru personalitate alfa de pe drum, de la rafting. Și pe măsură ce vin ideile, o să le elaborez. Și prima idee, deci titlul articolului de azi este: lucruri pe care le facem și ne distrug personalitatea sau ne împiedică să o dezvoltăm. Și primul lucru la care mă gândesc este televizorul. Cea mai mare pustie în momentul ăsta, când toți avem internet acasă și ne putem selecta informația. În timpul care te uiți la televizor, indiferent la ce te uiți, poți să citești o carte bună, să-ți începi afacerea online, să te dezvolți personal, să faci sport, să faci orice altceva. Statul pe canapea sau în fotoliu și uitatul la televizor este una dintre unul dintre blestemele numărul 1 pentru personalitatea noastră. Celelalte idei care îmi vin pe drum le auzim. Salut! Super, salut!